într-o mănăstire de maici din Siria, este un izvor sfânt vestit pentru puterea sa tămăduitoare printre creștini, dar și printre cei de altă credință. Într-o noapte, unui musulman i s-a îmbolnăvit soția și, negăsind alt mijloc de vindecare, a venit la mănăstire noaptea pe o ploaie cumplită. La poarta mănăstirii a fost întâmpinat de paznicul acesteia. Ce-ți trebuie? L-a întrebat acela cu grosolănie. N-ai putea să o chem pe vreuna din călugărițe? S-a interesat musulmanul. Nici de cum, a răspuns paznicul. E târziu. Toate dorm la ora asta. Ce-ți trebuie? A întrebat el din nou. Musulmanul i-a povestit necazul și l-a rugat pe om, dându-i un urcior să ia apă din izvor. Supărat, paznicul a luat urciorul și după ce a dat colțul, s-a gândit. Pentru păgâni, toată apa e la fel. După care a luat apa de ploaie dintr-un bazin aflat în apropiere. Musulmanul a luat urciorul plin, i-a mulțumit paznicului și a plecat repede spre casă, unde l-aștepta soția sa bolnavă. A doua zi a adus un bou în semn de recunoștință pentru vindecarea femeii sale datorită apei sfinte de la mănăstirea unde fusese în ajun. Nedumerită, stareța l-a întrebat pe paznic ce înseamnă asta. Omul a mărturisit spășit tot adevărul, iar maica stareță l-a chemat pe celelalte monahii în biserică pentru ca toată obștea să dea mulțumire lui Dumnezeu care face minuni pentru oameni după credința lor.